Tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. Astăzi este ziua îndrăgostiților. Am fost asta de react de când am intrat pe Google, pentru că era acolo un joc micuț care arată așa, în care tu erai nu știu fel de monstruleț care trebuia să culegi diferite lucruri pentru a-l duce la prietena ta și bla bla bla. Nu contează asta, ceea ce contează e că eu vreau să-mi exprim astăzi părerea, pentru că YouTube-ul este un site unde poți să-ți exprimi foarte liber părerea și asta îi voi face. Deci, să începem. Pentru mine, ziua îndrăgostiților, îi o zi ca oricare. Da. Cu ce se diferențează această zi, e că... Păi, ziua îndrăgostiților, deci de-aia e o zi mai specială, da? După părerea mea, dacă îți place de o persoană, nu trebuie să ai o zi specială în care tu să fii mai apropiat de ea, adică poți mai frumos cu ea sau să... îi dăruiești mai multe chestii sau să fii mai apropiat de ea, trebuie să special pentru asta sau cum, frate? Cum am spus în vlogul cu Halloween-ul, că Halloween-ul nu-i sărbătoarea noastră și că nu o sărbătorim, așa și cu Sfântul Valentin sau, da, ziua îndrăgostiților, nu-i sărbătoarea noastră, dar totuși noi o sărbătorim pentru că, da, știi ce, nu găsesc absolut nimic, așa cum mai bine exprim singur libertate. Da, eu v-am spus ce cred despre sărbătoarea asta, că habar n-am de ce sărbătorim, pentru că dacă îți place de o persoană, nu trebuie să ai o zi specială în care să o faci mai mult, sau să fii baia ziua în care frate stau cu tine sau ceva de genul. Bun, deci sper că ați înțeles tot ce v-am spus. Dacă ai ajuns până aici în acest videoclip, poți să te duci să apeși tu pe butonul de like și să-mi scrii în comentarii ce crezi tu despre această sărbătoare. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să apeși pe butonul de like. Dacă nu ți-a plăcut, apasă pe dislike. Dacă vrei să mă înjuri, poți să scrii în comentarii. Iar pentru cei care chiar sunt interesați de chestia asta, puteți să-mi scrieți jos în comentarii opinia voastră despre această sărbătoare. Deci, eu am fost Alex, iar până data viitoare, numai bine. Pa, pa! You